tuturor, numele meu este Larisa și astăzi o să vă prezint care este cartea mea preferată. Aceasta este Jocurile foamei de Susan Collins. Aceasta este o novelă distopică care își are acțiunea într-un viitor post-apocaliptic în care continentul pe care noi îl știm ca America de Nord nu mai exista și era înlocuit de națiunea Panem. În această națiune nu existau orașe, dar existau districte la număr 12 și fiecare avea o diferită ocupație, cum ar fi minerit, pescuit, agricultură și așa mai departe, pentru a-și arăta puterea asupra acestor districte. Președintele Panemului a creat Jocurile foamei ca o formă de suprire și cumva de pedeapsă asupra oamenilor din aceste districte. Jocurile foamei constau în alegerea 24 de adolescenți, câte doi din fiecare district, și punerea acestora într-o arenă în care ei trebuiau să lupte până la moarte pentru a ieși învingători, iar acest fapt le asigura supraviețuirea. Personajele principale din această carte sunt Katniss și Peeta. Amândoi erau doi adolescenți din districtul 12, care era cel mai sărac dintre districte, iar ce trebuiau ei să facă era să supraviețuiască pentru a se întoarce înapoi la casele lor și la familiile lor. Mie mi-a plăcut mult această carte, deoarece ador mult novelele distopice care își au acțiunea în astfel de viitoare futuriste, dacă putem să spunem așa. Dar cel mai mult mi-a plăcut personajul principal, Katniss, pentru că ea era o persoană foarte foarte abilă, se pricepea să tragă cu arcul, să vâneze, și era o persoană, chiar dacă nu arăta, era o persoană foarte bună la suflet, își iubea foarte mult mama și sora și de aceea a ales să meargă ca tribut în locul surorii ei pentru a o salva. Deci, dacă vă place această carte, să știți că mai sunt încă două volume pe care le puteți citi.